rog să vă ridicați, să ascultăm un cuvânt pentru acest serviciu de cununie, de învățătură, așa cum îl găsim scris în cartea Cântarea Cântărilor. Vom citi două mici pasaje, capitolul 2, versetul 1 la 4 și din capitolul 4, versetul 7 la 9, unde cuvântul Domnului spune în felul următor: Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din băi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a adus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Capitolul 4, versetul 7. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Vino cu mine din Liban, mireasă, vino cu mine din Liban, privește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții paradoșilor. Mi-ai răpit inima, soro mireasă, mi-ai răpit inima, numai cu privire. Amin. Vă rog să reocupați locul. M-am gândit mult ce mesaj să aduc la cununia ta, Rares și Cichi. Dar Dumnezeu mi-a dus aminte de mărturia lui Cichi și am hotărât atunci pe loc, și Dumnezeu mi-a dat acest mesaj în urma a ceea ce Cichi a spus la botez. Mesajul pe care vreau să-l prezint în fața dumneavoastră cu această ocazie este: cum să-mi aleg soțul sau soția potrivită. Mă bucur tare mult, Rares, pentru că în ultimele săptămâni te-am văzut foarte bucuros, fericit. Și mă bucur și pentru Cici, care de la 10.000 de kilometri a venit în România, din țara celor plus 900 de insule, a venit într-o țară în care avem câte insule? Una. Insula Șerpilor. Dar aș dori ca în țara aceasta și în locul acesta, Cici, să găsești nu numai un soț, să găsești în biserica noastră și tată, și mamă, și frate, și soră. Domnul să te binecuvânteze. Pentru Dumnezeu, căsătoria este foarte importantă. De ce? Dacă ne uităm în Biblie, Biblia noastră, Cartea Sfântă, Cartea de Învățătură, Cartea pe care noi credem că este Cuvântul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, începe cu o căsătorie. Dacă ne ducem și trecem din Vechiul Testament în Noul Testament, vedem că Domnul Iisus își începe lucrarea la o căsătorie, la o nuntă. Dacă răsfoim și ajungem la ultimile pagini ale Scripturii, vedem că Biblia se încheie cu o căsătorie. Între căsătoria care va avea loc între Domnul Iisus și biserica lui. Și dorința mea cea mai mare este ca biserica în Noul Legământ cu toții să fie mireasa Domnului Iisus. Amin. Doamne ajută! Căsătoria a fost ideea lui Dumnezeu. Încă din prima, de pe prima pagină a Scripturii, vedem cum Dumnezeu a creat cerurile, a creat pământul. După ce Biblia spune că Dumnezeu a creat pământul, versetul 10 din primul capitol spune că Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a creat soarele, luna, stelele. Și după ce s-au creat, cuvântul Domnului, versetul 18, spune că Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi a creat viețuitoarele mării și în urmă a zis Dumnezeu, lucrul acesta este bun.
Apoi a creat vețuitoarele pământului și a spus la urmă, Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. Și apoi a creat pe om și în versetul 31 spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Foarte bune. Și cu toate că Dumnezeu a văzut că totul era bun și la sfârșit totul era foarte bine, întâlnim pentru prima dată în Biblie că Dumnezeu a văzut și a spus nu este bun. Ceva nu-i bun. În versetul 18 din capitolul 2 spune așa, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Și atunci Domnul a zis așa, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Când vorbim de potrivire, este un lucru pe care toți, când ne-am căsătorit și cei care urmează să se căsătorească, ar dori să se potrivească. Să fie potriviți. Aș vrea să vă spun o experiență pe care am avut. În vară, la țară, am cumpărat acolo într-un foișor un aragaz. Și trebuia să schimbăm diuzele de la aragaz și pentru că erau foarte mici, meseriașul care a făcut acolo a zis, nu ai o cheie de 6. Am zis, nu știu, mă uit. Dar n-am avut cheie de 6. N-ai o altă cheie? N-am. Și atunci a început el acolo cu un patent, nu știu ce a făcut și n-a reușit. Văzând că n-a reușit, am zis, bă, nu mai face nimic, că strici tot. Îmi strici aragazul. A venit și fratele Loții, nu știu cu ce chei, dar nici el n-a reușit. Ba mai mult, a stricat și mai mult. Mă gândeam acum să mă duc să cumpăr altul, că deja nu aveam ce să fac cu acel aragaz. Dar totuși m-am gândit, oare ce chei o fi acolo? Și m-am dus și mi-am cumpărat cheie de 6. Și am venit și am dat, era prea mică. Zic, mă, nu fi de 6, fi de 8. M-am dus și mi-am cumpărat cheie de 8. Și am pus și cu cheia de 8, aia era prea mare. Zic, măi, de 7. Și m-am dus să-mi cumpăr cheie de 7. Nici n-am știut că există. Tot intruzele de chei erau 6, 8, 10. Am găsit cheie de 7. Și când am găsit cheia care se potrivește, nu mai era bună de nimic. Că se stricase tot. Ce vreau să vă spun este că în orice lucru, și mai ales în căsătorie, este nevoie ca cei doi să se potrivească. Să se potrivească. Pentru că dacă încerci cu unul care e nepotrivit, cum se întâmplă în lumea de astăzi, ori mă schimb cu altul, zic, ăsta fi mai potrivit, și ajungi la cel potrivit, nu mai are niciun sens, că tot e stricat. Și atunci, mi-a venit și mi-am pus o întrebare pe care vreau să vă pun și voi, dar pentru unii prea târziu. Cum știi care este ajutorul potrivit? Acum, ar fi mai multe variante. Prima variantă, care să știți că a fost folosită nu foarte mult, a fost să lași pe alții cu experiență să leagă pentru tine. Ar fi vorba de părinți. Sunt încă și astăzi în lume țări în care părinții hotărăsc pentru părinți. Dar e un risc. E un risc. Eu nu exclud ca părinții, eu m-am implicat atunci când s-au căsătorit copiii cu un sfat și nu exclud și chiar recomand ca copiii care se căsătoresc să ceară părerea părinților. Dar vreau să vă spun că întotdeauna, dar nu întotdeauna, în general, când au hotărât părinții, au avut vreun interes. Uitați-vă, vă rog, în istorie, citiți aranjamentele de căsătorie între fii de regi, regine și așa mai departe. Era vorba acolo de interese foarte mari. Interese politice, pot fi interese, băi, decât să se împartă averea, mai bine să se adune, nu? Și atunci sunt interese materiale și așa mai departe. Deci asta cu să lași pe alții să hotărască cu experiență, nu cred că este o variantă foarte bună. O altă variantă ar fi să alegi tu. Să alegi tu. Să nu ții cont de nimeni, să nu ții cont de nimic, să zici, asta îmi place, asta o iau. Ei, dar și aici intervine o problemă.
Că zice, mai nou, se zice, zice, mă, o iau pe care îmi place, dar probăm. Probăm. Și aici este o foarte, foarte mare înșelare. Să stai un an, doi, trei, patru, de probă. Am avut un coleg în școală și o colegă. Erau cei mai apropiați, se iubeau la maxim. Și-au probat. După ce și-au terminat facultatea, s-au căsătorit. Știți care a fost surpriza mea? Că după, nu luni, săptămâni au divorțat. Și mai rău, nici n-au vrut să mai audă unul de altul. E o experiență. Unii poate au nimerit foarte bine. Eu vreau să spun că lucrul acesta nu funcționează și nu-i recomandat și cu atât mai mult la creștin. Dumnezeu, pentru cei care nu v-ați căsătorit, luați în considerare acest lucru. O altă variantă care nu este foarte des întâlnită, dar o întâlnim, este să lași pe Dumnezeu să hotărască pentru tine. E, dar aici intervine o altă problemă. Dar dacă Dumnezeu hotărăște, zice un tânăr, să-mi dea una urâtă. Dar dacă hotărăște Dumnezeu, spune o tânără, să-mi dea un papă lapte. Unul care... Și oamenii, și tinerii, și tinerilor, le este frică să-L lase pe Dumnezeu să hotărască pentru ei. Și eu cred. Dar presupunem că lași. Doamne, lasă hotărăști Tu pentru mine. Problema nu-i terminată. Și vine altă problemă. De unde știi tu că cel pe care îl vezi este hotărât de Dumnezeu? Sau cea pe care ai pus ochii este cea hotărâtă pentru tine. De unde știi lucrul acesta? Acum, bineînțeles că unii au trecut pe aici și eu am trecut pe aici. O practică pe care am avut-o în Biserica Pentecostală este să te duci la un proroc. Eu personal, când m-am căsătorit, o iubeam pe Dana la maxim și ea pe mine și acum venea proba cu prorocul. Este adevărat ce vă spun. Și nu este un lucru care îl excludem, deși eu nu văd lucrul acesta în Biblie, dar nu îl excludem dacă cineva are lucrul acesta pe inimă. Dar, vă spun ce a fost în viața mea. Mă duc la o rugăciune. Acum când te duci, haide să vă spun, mă duc eu de mână cu Dana la o soră sau la un frate la rugăciune. Păi ăla nu știe de ce m-am dus acolo. Știe. Clar. Mă gândeam, dacă zice nu. Este o problemă, e reală. Este reală. Dacă zice nu. Eu nu mai știu care, mie sau la Dana i-a venit ideea și a zis, nu așa. Zice, mergem, dar punem un semn. Dacă prorocul ne spune așa, văd o ușă închisă, nu băgăm în seamă. Văd un drum care se termină, sau ceva de genul ăsta. Dacă ne spune doar atât, Domnul a spus da, atunci credem. Dacă nu, nu credem nimic. Fost înțelepți. Pentru mine era așa o supapă de refulare, așa se spune. I-am plecat pe genunchi și a fost un simplu cuvânt. Domnul a spus da. Slavă Domnului. Dar vreau să vă spun, nu era un risc ca să te duci la cineva și să nu fie cuvântul Domnului? Varianta aceasta ar putea continua, așa cum v-am spus, să pui un semn. Nunta din Biblie, cea mai, nu știu cum să spun eu, supranatural, pe care Biblia o prezinte, este căsătoria lui Iacov și cu Rebecca. Nu e așa interesant? Merge Dumnezeu, zice, Avram trimite pe Eleazar în țara de blaștina lui Avram și acolo toată întâmplarea asta pe care cu toți o știm și zicem, Dumnezeu a ales.
N-a mai vrut să... Ce să mai facă Iacov? Ce să mai facă Eleazar? Dumnezeu a hotărât. Nu? Așa spunem noi. Aș vrea să privim un pic mai atent și avem foarte, foarte mult de învățat din această experiență. Întrebarea pe care vă pun și vă rog să-mi răspundeți care știți. Ce semn a pus Eleazar? Ziceți exact. Ce semn a pus Eleazar înaintea lui Dumnezeu? Deci cine va scoate apă pentru cămile, da? Altceva. Nu mai, dar și va zice. Nu știți. Nu știți. Pare rău. Nu știți. Ne-am pregătit pentru. Aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeu nu-ți ia dreptul să alegi. Dumnezeu nu-ți ia dreptul să alegi. Chiar dacă a venit Eleazar, că Abraham era prea bătrân, că ar fi mers el. Zice, era foarte bătrân Abraham. Nu a putut să meargă el mii de kilometri. L-a trimis pe Eleazar. Dar Dumnezeu nu a luat dreptul să aleagă. Și văd lucrul acesta din rugăciunea lui Eleazar. Eleazar ajunge la izvor, ajunge la un izvor, în Mesopotamia, și el face următoarea rugăciune. Și vă rog să fiți atenți. Fă ca fata căreia îi voi zice, pleacă-ți vadra, te rog să beau, și care va răspunde, bea și am să dau de băut și căbilelor tale, să fie fata pe care tu o alegi. Nu, acum cine alege? Dumnezeu sau Eleazar? Nu, n-ați fost atenție. Este o cântare, zice, aia cu Eleazar după mireasă. Și acolo spune așa, fă ca fata cea din tâi care la fântâne va veni, când îi zice dăm să bea, ea să zică, na, îți dau și copilelor le dau. Ei, dar nu e așa. Citiți, vă rog, cu atenție. Biblia trebuie citită cu atenție. Eleazar își rezervă dreptul să aleagă el. Uitați ce spune aici. Fă ca fata căria eu îi voi zice. Aici este secret. Pentru că putea veni una la fântână urâtă. Bă, asta nu-i pentru Eleazar. Dar dacă am zis că fata care vine prima, pe asta e. Nu? Fă ca fata căruia eu îi voi zice, dăm să beau, să zică, îți dau și dau și căbilelor. Înțelepciune, înțelepciune. Înțelepciune. Zice cuvântul Domnului în Geneza 24, că nu sfârșise bine Eleazar cuvântul, și vine o fată drăguță la fântână. El se uită la ea, zice, măi, frumoasă. E foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Ar fi bună de mireasă. Se mai uită, pentru că era un mod în care se îmbrecau fetele atunci. Știa, mă, ăsta e căsătorită, sau e văduvă, sau e una fecioară. Zice, e și fecioară, uite-te la ea. Și atunci zice că ea a venit, a scos apă și s-a dus. Și Eleazar a alergat după ea și i-a zis, domnișoară, dăm să beau. Și Rebeca zice, domnul meu, îți dau. Și nu numai atât, uite, vino și dau și căminilor, adăm și căminele. Aici era vorba, o conexiune între alegerea ta și prezența lui Dumnezeu. Vă dați seama de lucrul acesta? Când am citit, m-am gândit, de ce n-a zis Eleazar prima fată care vine cu ochii verzi? Asta ar fi frumoasă. Sau una care are o rochie roșie sau albastră. În semnul pe care l-a pus, dacă vă uitați atent, Eleazar pune un semn care ține de caracter, de caracter. Zice, fă ca fata care îmi va da să bea, o fată bună, cu bunătate. Fata care va zice, ți-a dăb și cămilele. O fată harnică. Și ce vedem la Rebeca? Vedem respect. Domnul meu, bună ziua, respectoasă. Și vreau să vă spun ceva de respect. Când erau copiii mici, Alex și Iulia, se mai certau.
Și eu i-am spus la Alex de foarte, aici să vă spună, de foarte multe ori, cum vorbești acum cu Iuria, sora ta? Cum vorbești cu mama ta? Așa vei vorbi cu soția ta. Respectul e foarte important. Și dacă ești tu tânăr și vrei te însori și vezi că fata aia nu-și respectă părinții, vorbește urât, nu știe să respecte, îți pleacă de acolo. Pentru că o să-ți fie viața un chin. Sau invers. Fata asta era respectoasă, era cu bunătate. Uite, domnul meu, poftiți. Beți și dau și cămile, o fată harnică. Acum, pentru că am vorbit de caracter, vreau să mă întorc la textul pe care l-am citit din Cântarea Cântărilor. Și aș vrea să vedem câteva lucruri foarte importante atunci când vrei să te căsătorești, atât pentru o fată, cât și pentru un băiat. Prima afirmație din textul pe care l-am citit este așa. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din băi. Ce vedeți voi aici la fata asta? Aici e vorba despre o tânără și un tânăr, o mireasă și un mire. Și ei își fac declarații unui altuia în acest poem. Și fata spune așa, eu sunt un trandafir din Saron, un crin din băi. Am citit de multe ori expresia asta. Am citit și am recitit. Ce înseamnă lucrul acesta? Eu sunt un trandafir din Saron. Știți ce am văzut aici? Smerenia. Am văzut o smerenie la această tânără. Ea nu zice, eu sunt trandafirul din Saron. Oh, cine-s eu? Or fi mulți trandafiri, dar eu sunt trandafirul. Or fi mulți crini în voi, dar eu sunt crinul. Mândrie, nu? Dacă ar fi zis așa. Vedem o fată smerită care spune, eu sunt un trandafir din Saron. Eu sunt un crin din voi. Știți ce înseamnă asta cu alte cuvinte? Eu sunt o fată obișnuită. Sunt ca celelalte. Nu-s mai deosebită. Asta era părerea ei despre ea. Și ce vreau să spun pentru o tânără care vrea să se căsătorească. Fii smerită. Nu fii mândră. Pentru că Dumnezeu, dacă tu rămâi cu atitudinea asta de mândrie că ești cineva, o să te zdrobească, atât o să te zdrobească în căsătorie, până când poți să revii la... Să fii o fată normală, să fii o soție normală, să fii un om normal. Dar nu fii nici prea. Cum să zic, să ai o părere prea proastă despre tine. Ea n-a zis, ea a zis, eu sunt un trandafir, eu sunt un crin. Adică n-avea o părere prea proastă, nici prea mare, nici prea joasă. Fii o fată normală. Fii o fată normală și vei întâlni acel tânăr, dacă vei fi așa, care spune, s-a uitat la tine și zice, iubita mea este ca un crin între spini. Păi asta nu mi-are niciun spai. Iubita mea e ca un crin între spini, nu este ca un crin între crin. Totul dispare când Dumnezeu pregătește omul respectiv. Iubita mea este ca un crin între crin. Mergem la următoarea învățătură din textul pe care l-am citit. Tu ca tânără sau tânăr care vrei să te căsătorești și vorbești mai mult fetelor, pentru că fete avem mai multe, este următorul lucru pe care îl recomand. Apreciază caracterul. Apreciază caracterul. Știți cum spune versetul 3? Ca un măr între copacii pădurii, așa este preiubitul meu pentru mine. Ca un măr. Păi de ce nu zici? Ca un stejar este. Ca un stejar, falnic ca cedru din Liban este iubitul meu. Ca un brad, bă, tânăr, ca bradul. Mai vin pe lângă tine două, trei și spune, bă, dar chiar, bă, ca brad, uite, ca un stejar, ce muș, ce pătrățele, ce... Eu vreau să vă spun ceva. Apreciați caracterul. Fata asta a fost înțeleaptă. Apreciază caracterul. Știți ce vreau să vă spun? Pentru că la botez
Cici a spus ceva și Rares n-a tradus. Rares a spus doar atât. Am fost cuvinte. Noi am zâmbit, dar vreau să vă spun ce a spus Cici. Am tradus. Cici a spus așa. Vă rog să fiți atenți. Asta înseamnă să apreciez caracterul. De-aia o iubesc și o stimez și zic, Dumnezeu să te binecuvânteze. Zice, am ajuns în România și am văzut ce bun este Rares. Extraordinar. Eu am plâns când voi râdeați. Zice, am văzut ce bun e ca fiu, ca frate, și am văzut în el un creștin autentic. Zice, el a avut o intenție măreață cu mine și seriozitatea cu care a fost a așteptat să se căsătorească cu mine. Niciodată, zice, nu mi-a cerut sex înainte de căsătorie. De ce astăzi? Păi știți că în lumea astăzi ăsta e primul lucru? Nu trec mult după ce se întâlnesc doi și ăsta e primul lucru. Zice, este harnic, respectos și un bărbat viitor. Asta e declarația ta la botez în fața lui Dumnezeu. Mă bucur pentru așa ceva. Și știu că Dumnezeu o va binecuvânta. Un alt lucru pe care îl spune această tânără care s-a îndrăgostit, spune, cu așa drag stau la umbra lui. Cu așa drag stau la umbra lui. Pe cum să nu stai cu drag la un om care e harnic, te iubește, te respectă? Nu. Cum stai cu drag și mă duc la sală? Nu. Păi, astăzi mă duc să-mi spăl BMW-ul. Și chestii din astea. Păi, eu plec cu prietenii câteva zile. Păi stai cu drag? Nu stai cu drag. La un om cu un asemenea caracter și invers, zice, cu așa drag stau. Cu așa drag stau la umbra lui, la protecția lui. Am siguranță. Da? Și versetul 4 zice, el m-a adus în casa de Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Bă, vrea să mă ia din nevastă. Vrea să se însoare cu mine. Și ceea ce spun eu aici este următorul lucru. Nu-ți pierde timpul tânără dacă vezi că cel cu care ești nu are intenția să se căsătorească cu tine. Nu-ți pierde timpul. Te nenorocești. Fata asta zice, el m-a adus în casa de ospăț. Hai să facem nuntă. Nu vreau să spun mai mult, timpul trece, dar gândiți-vă la lucrul acesta. Și mai ales fetele care într-o zi vor plânge foarte mult, care și-au pierdut timpul. Dumnezeu să lucreze în inima fiecăruia de aici. Hai să ne ducem un pic la Rares. Capitolul 4, versetul 7. Ești frumoasă de tot iubită și n-ai niciun cusur. Ești Miss Univers. Știți voi despre ce spun. Miss Univers. Mă bucur, Rares, că Dumnezeu ți-a dat o fată frumoasă. De-abia aștept să o văd cum își e valul ăla de peste ori, să o vedem cât de frumoasă. Dar cred că cel mai curios ești tu. Să o vezi mireasă, atâta de frumos împodobită. Și mă bucur să aibă podoabă și inimă. El spune așa. N-ai niciun cusur, mi-ai răpit inima, soro mireasă, mi-ai răpit inima numai cu privire. Nu știu cum a fost prin intermediul internetului, dar inima ta a fost răpită de tot. Prima dată când Rares a venit și a spus, fraților, ziceam o prietenă în Filipine, rugați-vă, zice, ca Domnul să înlesnească, am probleme cu venitul, cu viza, să... Eu l-am întrebat, că eu eram la rugăciune și am zis, Rares, vrei să ne rugăm ca Domnul să-și facă voia? Mă gândeam, aduce o fată din Filipine, Domnul să-și facă voia lui? Și Rares a zis, ok, rugați-vă așa. Ne-am rugat, dar altă dată a venit și a zis, vreau să vă rugați din nou, am probleme, uite, deși i-a dat viza, alte probleme. Atunci am început să ne rugăm, Doamne, fă ca dorința lui Rares să se împlinească. Și Dumnezeu a făcut, este aici. Dumnezeu să o binecuvinteze și pe ea și pe el. Vreau să fii atent, Rares, la ce spun acum.
Este o expresie cu care el se adresează fetei. Vino cu mine din Liban. Vino cu mine din Liban, pe munte. Ce înseamnă asta? Libanul în Biblie, dacă veți citi, este un simbol al frumuseții, al plăcutului, al veseliei. Vinul cel mai bun este din Liban, al parfumului plăcut. Cerul din Liban răspândește un parfum plăcut. Al bogăției. Solomon și-a făcut o casă și a zis, asta e casa Libanului. Și acolo și-a ducea toată bogăția lui. Acolo avea vase, diavol, tot. Ăsta e Libanul. Un loc al confortului. Există trei variante, dacă tot ne referim așa la munte, la văi. Există văi. Și în viața voastră de căsătorie, Rareș, vor fi văi. Va fi poate uneori necas, poate va fi lipsă, poate să fie boală, poate să fie descurajare, vremuri de tristețe, astea sunt văi. Și mă rog ca atunci când vor fi asemenea văi în viața voastră, Dumnezeu să vă ridice de acolo. Dar există și acest loc al confortului, al câmpiei. Acolo unde te simți bine, bă, am casă, am mașină, am servicii, merge bine, mă duc unde vreau, fac ce vreau, este locul confortului. Și foarte mulți, eu am fost așa, mă, când ai de toate, când ai ce îți trebuie, ce-ți mă, ești fericit. Dar Dumnezeu zice, nu, pentru că locul confortului este locul unde cazi în alte băi, ale păcatului, unde se poate distruge tot ce a clădit până atunci. Și acest tânăr zice, iubito, vino cu mine din Liban. Vino cu mine din locul confortului pe munte. Oare ce să însemne muntele? Muntele este locul unde ai o viață de biruință asupra păcatului. Dacă tu trăiești așa și dacă eu trăiesc așa, căsătoria va fi foarte bună. Căsătoria nu va fi un eșec. Și căsătoria, chiar dacă trece prin situații foarte dificile, Dumnezeu nu va lăsa să se rupă. Nu va lăsa să se rupă. Dar vreau să vă spun nu numai de munte, ci vreau să vă spun de vârfuri ale muntelui. Pentru că acest tânăr spune, iubito, vino cu mine din Liban, nu pe munte, pe vârful munților. Pentru că de sus, din înălțime, lucrurile care sunt valoroase pe pământul acesta nu mi-au nicio valoare. Nu știu dacă ați fost cu avionul. De sus, de sus, de la 10.000 de metri, 8.000 de metri, nu vezi care e Mercedes, nu vezi care e Trabant, nu vezi care e vilă, nu vezi nimic. De sus, lucrurile pământești n-au nicio valoare. N-au nicio valoare. Și vreau să închei cu, să vă duceți cu gândul la Moise. Moise este omul care a privit de sus. El spune așa în Evrei, capitolul 11, versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. N-a vrut, există onoare mai mare? Oare în lumea asta există onoare mai mare decât să fii fiul lui președintele Americii sau cel puțin al lui Iohannis? El n-are copii. Există o onoare mai mare? Există o onoare mai mare să fii fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să-ți ajute, Rareș. Să spui întotdeauna, hai pe vârf. Și vârful este să fii copilul lui Dumnezeu. Mă uit la alt lucru. Zice Moise, a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile, de o clipă, ale păcatului. Există o plăcere mai plăcută decât plăcerea păcatului? Există. Și care e plăcerea cea mai mare, mai mare decât plăcerea păcatului? Să fii în poporul lui Dumnezeu. Dacă experimentăm cu adevărat, și eu aș vrea ca în biserica asta, noului legământ, biserica noastră, să experimentăm cu adevărat ce înseamnă bucuria asta, mai mare decât bucuria și plăcerea oricului păcat, să fii în familia Domnului, să fii cu poporul Domnului. Și Dumnezeu să vă ajute să fiți
atât când timp veți sta și veți fi în biserica asta, să fiți una cu biserica Domnului. Și nu în ultimul rând, spune, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Există oare o comoară mai mare decât comorile Egiptului, comorile lumii acestea? Da. Ocara lui Hristos. Eu n-am experimentat bucuria asta de mult timp. Dar vreau să vă spun că pentru mine cea mai mare onoare este atunci când cineva râde de mine că-s pocăit. Că s-a Domnul. Și aș dori ca și voi, Rareș, Cici, cea mai mare onoare, cea mai mare bogăție pe care să o aveți este să fiți cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Și să nu vă pese niciodată că cineva râde, că cineva vă batjocorește, pentru că nu există o bogăție mai mare pe pământul acesta. Nu există o onoare mai mare. Nu există plăcere mai mare decât să fii a Domnului. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Acum...